Ștefănuț. Îmi cer minți scuze, pur și simplu mă grăbesc foarte tare. Tot ok. Mersi. Nu-ți face grijă. Bine. Băi, nu te grăzi. Salut! Da! Ai un zâmbet fermecător! Da? Da, da! De ce ai acolo? Asta este pentru tine! Mersi! Cu drag! Dar tu ești foarte frumoasă, mă uimești! Wow! Și tu la fel! Da? Serios? Mulțumesc, nu m-am așteptat că o să-mi spui asta! Dar cum te numești? Vlada! Vlada, ce nume frumoasă ai, Vlada! Cum te cheamă? Pe mine Dumitru mă cheamă. Ah, ok. Stai un pic, domnișoară. Stai, de ce pleci? Unde pleci? Stai un pic. Și cu dânsă, ce s-a întâmplat? Unde-ți părăt? Băiatul, tu n-ai văzut o fată frumoasă, cu părul lung, bălaie la față? Da, uite, ia uite ce de frumoasă! Da, e frumoasă! Dar e nu-i fata pe care o caut eu! Fă tu mai bine cunoștință, uite ce fată frumoasă! Eu mă duc să caut fata mea, bine? Ok, mersi! O zi bună, mai bine! Așa de repede. O, băietu, ce? Ai făcut cunoștință cu fata și e frumoasă? Ți închipui, a fugit. Cum a fugit? A fugit? Da. Îmi pare rău. Dar eu nu cedez, eu mă duc să-mi o caut pe mine. Du-te și tu și o caut, sper să o găsești. Super, hai, hai, succes. Hai, sper că să o găsești. Hai, ceau. Da, unde să mai caut și cât, că nu o pot găsi și gata. În fine, ce des, mă duc să mă pun pe o banc, să mă odihnesc, nu mai pot. Unde puteți să spari așa de drept? De cât s-o caut eu pe dâns? Și tu? Ei nu, e pe mine m-o dezamăgit, nu scoate așa. Ce? Eu acolo? Serios? Salut, fermecătoare, m-ai chemat? Super, cât mă bucur! Auzi? Dar ce atunci la scaunul mi-ai lăsat și ai plecat? Cum adică? Auzi? Dar tu ai prietenă? Da, eu am prietenă. Stai, am glumit, eu nu am prietenă, stai! Stai un pic! Ui, ce-s de prost! Eu nu am prietenă, ce am spus că eu nu am prietenă? Stai, domnișor! Ce de prost, că nu am predicit. Nu, nu e bine așa. Salut. Serios? Vine încă. Wow, ia uite, chiar vine. Tu chiar ai venit? Da. Dar tu chiar ești așa de frumoasă. În fine, eu am vrut să încerc scuză că te-am menținit atunci. Bine. Wow. Eu că tare nu am prietenă. Pur și simplu am vrut să văd reacția ta. Tot ok. Serios? Eu te cred. Wow, super, mersi. Dar unde pleci? Stai. Stai un pic, trebuie să vorbim. Domnișoar, stai un pic, unde fugi? Păi și cu trânsă, parcă tot ok de aici fugi. Dar nu pot să înțeleg. Deci te bine, tot frumos, da, ok. Te înțeleg și de ce fugi. Și cărți mi-a lăsat. C-
cât poate atâta sfuși de mine. Și ți-am făcut. Tu? Da. Wow. Wow. Domnișoară, mă uimești. Ei, da. Da. Ascultă, eu de tine m-am îndrăgostit foarte tare și-mi place de tine, înțelegi asta? Serios? Da, serios. Și mie de tine tot. Da? Atunci explică-mi. De ce tot fugi în continuu de mine? Nu pot să înțeleg asta. Și stai. Și de data asta mă menține și fugi. Nu e corect așa. Nu, eu trebuie să ajung din urmă și să vorbesc cu ea și să-i explic totul. Nu. Stai. Încetează atâta să fugi și te joci cu mine. Ok, încetez. Am înțeles. Super, mersi. Mergem la o plimbare? Așa o să ne cunoaștem mai bine. Sincer vreau, dar acum nu dispun de timp. Mă grăbesc foarte tare. Ok. Ne vedem mâine tot aici? Da, super. Până mâine. O seară bună. Pa, pa. Până mâine. Mersi mult. Pa, pa. Ura, super. Mâine mă văd cu ea. Stai, dar n-am luat niciun număr de telefon. Domnișoară, stai, dă-mi măcar numărul tău telefon. Stai un pic. Dar nu, număr de telefon să-l iau.